Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Revenim acum alături de domnul Ionuț Cojocaru, profesor universitar și nu exagerez cu nimic când spun unul dintre rarii chiar specialiști în problemele Turciei. Seară bună, domnule profesor! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Ne-am auzit în perioada dintre cele două tururi. De atunci ați spus că e o probabilitate foarte mare de a câștiga Erdogan. Iată-l pentru un nou mandat președinte al Turciei. Până a discuta ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, ce se va întâmpla, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre cartea pe care ați lansat-o la târg. Are legătură evident tot cu Turcia și ne dă posibilitatea să înțelegem mai multe cum arăta Turcia și cum arată, pentru că titlul ei este De la Atatürk la Erdogan. Atatürk la Erdogan. Da, este ediția a doua. Prima ediție a apărut în 2016 și am adus-o la zi, să spun așa. Cu ultimul studiu este despre perioada dintre tururile de scrutin din Turcia, unde am preconizat că va câștiga Erdogan, mergând cu argumentele istoricului pe analiza Turciei din punct de vedere istoric, și anume faptul că regimurile la Ankara nu se schimbă prin alegeri, iar un lider precum este Erdogan nu va lăsa alegerile la voia întâmplării din punctul meu de vedere să le piardă. Adică eu nu-l văd pe Erdogan candidând în Turcia și pierzând alegerile. Asta este, dacă vreți așa, o utopie a occidentalilor, crezând că opoziția va câștiga cei care își doresc să câștige opoziția, pentru că turcii din Europa, ați văzut, mare majoritate au votat pentru Erdogan și nu cu Kılıçdaroğlu. Spuneți-ne, domnule profesor, pentru cei ce nu știu absolut nimic despre Turcia, sigur, aud acum de Erdogan și ar vrea să înțeleagă mai multe. Citind această carte, pot înțelege evoluția, schimbarea radicală făcută de Atatürk și toți pașii până în ziua de astăzi? Păi, în această carte, după cum vedeți, este vorba de o monografie a lui Mustafa Kemal Atatürk și o monografie a lui Recep Tayyip Erdogan. La primul am folosit sursele de arhivă și studiile științifice, pentru că el a condus, a întemeiat, a înființat Republica Turcia, care astăzi Erdogan, de exemplu, sărbătorește 100 de ani de la înființarea Republicii Turcia, are centenarul. A condus Turcia 15 ani, din 1923 până în 1938, iar Recep Tayyip Erdogan a venit în 2002 la conducerea Turciei și are deja 21 de ani. Deci împreună cei doi lideri fac 36 de ani din istoria de 100 de ani. Deci dacă vreți să înțelegeți cei 36 de ani din istoria Turciei, îi găsiți aici. Bineînțeles, sunt și referiri la loviturile de stat, la perioada instabilă, la aderarea Turciei la NATO, la Adnan Menderes, la Bülent Ecevit și așa mai departe, Turgut Özal. Printre altele, pentru cei care sunt curioși, o să afle că Turgut Özal a fost otrăvit după 20 de ani când l-au dezgropat, s-a demonstrat că fusese otrăvit. Este acel prim-ministru al Turciei care s-a tras asupra lui și la un moment dat l-au împușcat în mână, a căzut, s-a ridicat și a continuat discursul și așa mai departe. Este o istorie înflăcărată care și temperamentul turcului este de această natură. Însă ce se desprinde din acest volum este următorul lucru. Dacă Recep Tayyip Erdogan duce Turcia, dacă vreți, către zona nostalgică a Imperiului Otoman, prin retarea măreției trecutului, prin importanța exagerată pe care turcii o acordă Imperiului Otoman și faptul că trebuie să revină la influența aceea, nu degeaba am vorbit și la dumneavoastră în emisiune aici despre neo-otomanism, Mustafa Kemal și-a dat seama că viitorul Turciei ar trebui să fie în zona europeană și de aceea el, când a înființat Republica, a înființat-o pe considerente laice și pe principii laice. A desființat califatul, a schimbat limba, a adus codurile civil, penal și așa mai departe. A adus profesori universitari în Turcia. Adică a încercat cumva să ducă Turcia către zona occidentală. Ceea ce Recep Tayyip Erdogan spune, și nu numai, sunt foarte mulți turci care gândesc în felul următor: Mustafa Kemal ne-a îndepărtat de islam, ne-a îndepărtat de tradițiile noastre, este timpul să revenim. Dacă vreți, în cartea aceasta veți înțelege că sunt două tabere în Turcia radicalizate, cei care sunt adepții laicismului și cei care își doresc o Turcie islamică condusă pe principii islamice. Cei care îl plac pe Recep Tayyip Erdogan n-au cum să-l placă pe Mustafa Kemal și cei care sunt adepții principiilor lui Mustafa Kemal Atatürk n-au cum să se identifice cu principiile lui Erdogan. Practic, asta este, dacă vreți,
într-un fel, problema Turciei, din care în cei 100 de ani nu s-a reușit să iasă din ea, pentru că oamenii, după ce cresc pe anumite principii și idei, bineînțeles că își doresc să și le mențină. Pe scurt, despre carte, din punctul meu de vedere, este o carte care cumva aduce lumină asupra acestor lucruri. Veți găsi aici, de exemplu, tratatul de la Lausanne, de la Montreux, despre reformele lui Atatürk, despre ideile, începând, dacă vreți, de la războiul de independență din 1915, Ceana Cale Gallipoli, până la impactul pe care l-a avut Mustafa Kemal, cum a înființat Republica, toate deciziile de politică externă, cum și-a consolidat, practic, Turcia toate deciziile din punctul acesta de vedere. Iar de partea cealaltă veți găsi detalii despre Erdogan, practic, de la primele două guverne, aș spune două guverne jumătate, în care era un lider în care se vorbea de integrarea Turciei în Uniunea Europeană, avea un ministru care se ocupa cu integrarea în Uniunea Europeană, cu discuțiile dese și așa mai departe, până la schimbarea acestei logici pe ideea noi nu suntem europeni, noi suntem musulmani, noi avem alte tradiții, alte mentalități, altă civilizație, este nevoie să ne consolidăm acest lucru și, practic, de la scandalul acela din 2013, 17, 25 decembrie până la 2016 cu tentativa de lovitură de stat și schimbarea Turciei prin starea de urgență, reformele adoptate, referendumul care i-a dat puteri sporite, schimbările de regim și, bineînțeles, acest lucru care, din punct de vedere de imagine, are un efect imens, schimbarea sau redevenirea Sfintei Sofia din muzeu în moschee, care pentru turci a însemnat un lucru foarte important, iar pentru europeni o dezamăgire, pentru că practic acea catedrală e transformată și de acolo lucrurile au început cumva să arate că direcția pe care Recep Tayyip Erdoğan merge este cea spre zonele sfinte din islam și coeziunea musulmanilor. Deci este o carte care se citește ușor. Sunt etape din istoria Turciei pe care eu le-am urmărit și le-am scris, așa că cei care sunt interesați sigur vor înțelege mai bine Turcia după ce vor citi. Sunt voci, domnule profesor, care vin și spun că dacă la începutul primului deceniu al noului mileniu, ca să spun așa, deci după 2010, Uniunea Europeană ar fi negociat altfel, poate eventual ar fi primit mai repede Turcia în Uniunea Europeană, nu s-ar fi ajuns aici, am fi avut un alt Erdoğan mult mai occidental, să spunem așa, în gândire și în mișcări. Credeți în direcția asta sau nu neapărat? Nu. În primul rând, cred că este o problemă internă. Vedeți că tot timpul se vorbește la noi, nu găsim acum o coeziune la nivelul Uniunii Europene între statele creștine, că sunt ortodoxe sau că sunt catolice, că sunt protestanți sau nu. Dar aminte cu Turcia. Adică liderii europeni, din punctul meu de vedere, nu prea înțeleg Turcia, nu prea înțeleg islamul, nu prea înțeleg mentalitatea din zona respectivă și trecutul tumultos și alambicat al zonei respective, pe care îi învață într-un fel, că istoria este plină de evenimente, cum s-au luptat cu englezii, cum s-au luptat cu francezii, cum s-au luptat cu germanii, cum au reușit să iasă de sub autoritatea acestora. Nu uitați de acordul Sykes-Picot, de mandatul palestinian, de înființarea statului Israel, de toate lucrurile acestea care în mentalul musulmanului rasă urme foarte adânci. Ori a integrat Turcia în Uniunea Europeană, un stat de 85 de milioane doar în zona respectivă, care are 97% teritoriul în Asia și doar 3% în Europa, poți la un moment dat să mergi pe ideea de ce să nu integrezi și Georgia, care este în Asia, de ce să nu integrezi și Armenia, de ce să nu integrezi și Israelul, dacă nu și așa mai departe. Și ajungem ca la Euroviziune, participă exact. Și Australia. Și atunci, din toată această lungă, ajungi cumva de nu mai este Uniunea Europeană, o să fie un fel de Uniunea Euroasiatică. Doi, Turcia este un stat atipic, nu respectă în momentul de față deciziile CEDO, nu respectă anumite lucruri, instabilitatea politică și viziunea lui Erdoğan este total diferită la un moment dat de cea europeană. Erdoğan în momentul de un an și ceva toți militează pentru schimbarea Consiliului de Securitate din cadrul Organizației Națiunilor Unite, pe ideea că 5 este mai mare decât unul, adică de ce să nu se iau deciziile în Consiliul de Securitate prin vot direct și să se ia prin drept de vot al celor 5 state. Islamul are o altă viziune, o altă idee. Când vii în Turcia sau în anumite zone conservatoare trebuie să ții cont de anumite lucruri, când te duci în Europa la fel. Adică este ideal, din punctul meu de vedere, să găsim o Turcie în Uniunea Europeană, dar ce să vezi, turcii nu gândesc precum europenii și atunci
Uitați-vă la Germania și Franța, uitați-vă la convulsiile acestea care au loc. Plus că mai este o chestie în momentul de față, o problemă foarte mare. Turcia are o inflație de peste 60%, o dau ei, unii zic că e 100%, alții peste 100%. Ce ar însemna acest lucru? O Turcie cu granițe libere. Oamenii își doresc enorm de mult să plece din Turcia. Mulți dintre ei nu obțin vize. Nu obțin vize în zona Schengen. Mă uitam acum pe o analiză că din două cereri pentru vizită în zona Schengen, una este acceptată, una nu. Adică spuneau unii că au un proces de refuzare a vizelor mai mare decât Rusia, de exemplu. În situația respectivă, ar fi o migrație a Turciei foarte mare către zona respectivă. Deci, ca să poți să mergi către direcția respectivă, să poți să încerci să vorbești de integrarea Turciei, în primul rând ar trebui să ai libertatea de gândire în Turcia, libertatea mass media, respectarea deciziilor din domeniul juridic. Uitați, acum Suedia schimbă, de exemplu, legislația și permite la dorința Turciei ca oamenii să fie judecați pentru că au făcut la un moment dat parte dintr-o organizație. Și dacă organizația e vinovată, și omul să fie vinovat, ceea ce din punctul meu de vedere nu este chiar în regulă, pentru că până la urmă justiția ar trebui să fie per individ și nu colectiv. Correct. Sunt atât de multe probleme și din punctul meu de vedere, dacă Turcia ar putea să rezolve aceste lucruri, dar mă îndoiesc că își va dori vreodată să le rezolve, da. Dar deocamdată nu cred că se pune problema integrării Turciei în Uniunea Europeană, pentru că atunci, practic, n-ar mai fi Uniunea Europeană, Uniunea Europeană. Înainte de a merge mai departe, domnule profesor, încă o întrebare. Putem înțelege din carte și diferența între o direcție otomanistă, cum spuneți noastră, bazată, sigur, și pe islam și restul lumii islamice? Pentru că, din ceea ce am mai discutat, înțeleg că sunt diferențe majore între viziunea turcilor și viziunea altor state arabe. Ce le spunem celor ce ne aud? Eu am dat câteva exemple. Erdogan spune în felul următor: se axează pe axa Sfânta Sofia, Al-Aqsa și Mecca. Dacă în cazul Al-Aqsei și al Meccăi sunt zone cu o importanță istorică în privința religiei islamice foarte importante, în privința Sfintei Sofia nu, pentru că Sfânta Sofia este prima, nu, biserică creștină, cea mai mare și așa mai departe. Dar în zona islamică se vede că musulmanii au câștigat o bătălie împotriva creștinilor, iar transformarea acesteia în moschee este foarte savurată în zona respectivă. De partea cealaltă, să știți că în zona islamică lucrurile nu sunt așa cum își dorește Turcia, pentru că Turcia își dorește, unul dintre proiectele sale este să fie văzută ca stat model în lumea arabă. Ori este o diferență foarte mare între arabi și turci. Și mai este o diferență foarte mare între arabi, turci și iranieni. Deci lucrurile respective nu sunt atât de unitare. În același timp, Imperiul Otoman a controlat lumea respectivă. A fost prezent în spațiul arab foarte mult timp, cum a fost prezent și în spațiul nostru. Aș spune că și la noi există acele disensiuni, cum sunt și în partea cealaltă. Dar în ceea ce privește zona aceasta de influență și, dacă vreți, de menținere într-o zonă economică, totdeauna Turcia are nevoie de legături strânse. Numai că, uitați, de-abia acum a reluat legăturile de la primăvara arabă cu Egiptul, pentru că știți că Erdoğan a sprijinit un regim care a pierdut, în Tunisia la fel, adică toate deciziile pe care le-a luat. În schimb, doctrina neo-otomană sună foarte bine. Adică, ce spune acest neo-otomanism? Spune în felul următor: noi trebuie să ne reluăm rolul lăsat de Imperiul Otoman, să fim prezenți acolo. De aceea, de exemplu, Turcia s-a implicat foarte mult când a început războiul din Bosnia-Herzegovina, de exemplu, și a fost de partea musulmanilor. De aceea s-a implicat foarte mult când s-a pus problema războiului din Kosovo și de înființarea Republicii Kosovo. De aceea este prezent în Orientul Mijlociu apropiat. Printre primele decizii pe care Erdogan le-a luat în calitate de prim-ministru a fost dezvoltarea de consulate, ambasade, centre și tot felul de oameni care s-au dus să facă afaceri cu zona respectivă, sprijiniți fiind foarte mulți de către stat, tocmai în ideea de a crea un coridor economic care să aducă plus valoare și turcii să vină cumva ca un model în zona respectivă. Deci, până la urmă, turcul a zis: de ce americanii să poată să facă lucrul acesta, de ce englezii să facă și noi nu, sau și francezii să facă. Și atunci au investit foarte mult în zona respectivă, doar că metodele nu sunt totdeauna consecvente și de multe ori diplomația aceasta abilă deranjează, pentru că nu poți să te duci în Kosovo, de exemplu, sau în Bosnia, să spui: am venit la noi acasă, aici este pământul turcesc, pentru că deranjezi.
Nu poți să te duci în zona cealaltă să spui la fel. Și atunci problema pe care ei o au și tu este când te duci într-un stat arab și spui că noi suntem un model sau ceva de genul acesta, arabii se mai gândesc la trecut. Și Imperiul Otoman, de exemplu, nu a fost neapărat numai lapte și miere, așa cum consideră unii. Chiar și pentru arabi, nu? Cu siguranță și pentru arabi. Câteva exemple cred că ar fi interesante de aici, din Europa, domnule profesor. Ați spus Bosnia-Herzegovina și, evident, Kosovo, cu poate extensii și în zona islamică albaneză. Am înțeles că se construiesc din greu moschei de către turci în aceste zone. Una dintre deciziile importante de acum 5, 6, 7 ani a lui Erdogan a fost aceea de a construi moschei peste tot unde este o comunitate și mai ales în spațiul Imperiului Otoman. Eu la vremea respectivă chiar m-am opus construirii marii moschei, așa cum o lansase muftiul din România la București, Pe vremea domnului Ponta, nu uităm când ne da. când Ponta a dat acel teren lângă Romexpo, De eu am parcă era al dânsului, o l-avea de la bunic sau de la străbunic, îl dădea așa cu o generozitate. N-au fost moschei Păi, nici pe vremea lui Mihai Viteazu sau Brâncoveanu, erau acum pe vremea lui Ponta. da, Da, dar ciudat moment. Ponta este unul dintre apropiații lui Recep Tayyip Erdoğan și al președintelui Știu, da. Serbiei și Ponta este singurul prim-ministru din istorie care are o altă cetățenie decât cea română, ce anume cetățenia sârbă. La un moment dat, dacă îl invitați, poate îl și întrebați de ce are nevoie Dacă de cetățenie renunța sârbă. cumva la cea românească, asta ar fi tare. Și atunci eu am adus, cum să vă zic, argumente istorice. Imperiul Otoman n-a simțit nevoia să facă o moschee la București, n-a simțit nevoia să aibă. În al doilea rând, am dat exemplu Greciei, când la un moment dat turcii construiseră la Atena o moschee, iar președintele grec venind și uitându-se pe geam, a văzut că primul lucru care se vede când cobori din avion nu mai sunt acropolele și este un minaret. Și atunci a dat ordin să se distrugă. De aceea și la noi, dacă era în zona Romex, vă dați seama, toți care veneau de la aeroport, primul lucru sau ultimul lucru, plecarea de la București era acea moschee. Bine, până la urmă nu s-a mai făcut. S-au făcut moschei, cea mai mare la un moment dat s-a făcut la Moscova, s-a făcut la Paris, s-au făcut în Cuba, s-au făcut în foarte multe zone. Ceea ce pentru Recep Tayyip Erdoğan, mergând pe, dacă vreți, poezia poetului Ziad Gyorgyakap, în timpul războiilor balcanice, cu acele minaretele sunt săbile noastre, moscheile sunt cazărmile noastre și așa mai departe. Deci a lăsat un pas important pentru că în istoria Turciei, și aici dacă vreți a sublinea de exemplu și comunitatea musulmană turco-tătară din România. În principalele moschei din România avem imami turci, ceea ce nu este în regulă. În al doilea rând, noi nu avem o universitate teologică islamică în România și cei care vor să devină imam trebuie să se ducă în Turcia, în Arabia și în alte zone pentru a face studiile superioare. Deci cred că statul român ar putea să se implice aici mai bine și preoții musulmani să aibă și posibilitatea de a studia în România pentru că Deci, influențele. important, pentru cei ce n-au înțeles, poate, domnule profesor, important de subliniat asta, ne spuneți că cei care slujesc preoții, sigur, musulmani din moscheele din România, nu sunt cetățeni români, ci cetățeni turci. Doar în principalele 5 moschei, restul sunt români, unii dintre ei studii superioare pentru că au doar liceu teologic și ar fi necesar ca statul român să se implice aici, să construiască o universitate în care viitorii preoți musulmani să aibă posibilitatea de a fi aici și a face universitatea și nu Interesant, studii da. în Arabia Saudită. Da, mi-ați mai povestit înainte de emisiune un lucru exotic, cred că merită să-l spunem și celor ce ne aud, cât de departe merg în localități extrem de mici pentru a aduce, cum ar veni, învățătura islamului. Acum ține foarte mult de această influență islamică și este și un, dacă vreți, un orgoliu al lor. În zona balcanică sunt în sate construcții de moschei, de o parte turcești, de pe de partea cealaltă iraniene, de partea cealaltă arabe, catareze sau Arabia Saudită, Da, pentru că deci în fiecare localități mici, de tot 3-4 sate, moschei. comune, da, sunt în zona respectivă și dacă vreți, de exemplu, în Kosovo s-au distrus de-a lungul timpului multe biserici și în zonele respective s-au construit și moschei. Dacă vine cineva și nu știe istoria, o să zică, uite aici e un spațiu islamic, că dacă vreți, identitatea unui stat pe ce se bazează? Pe limbă, pe credință, nu?
și pe istorie. Și dacă omul vede foarte multe moschei în zona balcanică, o să zică, uite, aici a fost o comunitate musulmană foarte, foarte consistentă. Dacă unele dintre biserici n-au mai rămas, pe partea cealaltă, cum a fost în Kosovo, de sârbii din sud și din centrul Kosovo au trebuit să plece pentru că nu puteau să conviețuiască cu albanezii. La un moment dat și bisericile acelea care au rămas, unele dintre ele nu mai aveau nicio rațiune de a funcționa. De partea cealaltă, eu când am fost în Kosovo, am văzut Patriarhia de la Peci, nu? Mormântul regelui sârb, Mănăstirea Deceanii, una foarte importantă. Toate acestea sunt păzite de forțele KFOR, ceea ce este un punct negativ în ceea ce privește islamul, pentru că atâta timp cât păzești lăcașurile de cult pentru a nu fi atacate de comunitatea albaneză, înseamnă că avem o problemă. Ceva nu e în regulă, sigur. Da, și vreau să mai subliniez că am văzut foarte mulți că spun de kosovari. Nu există kosovari. Kosovarii sunt eu, un stat nou înființat în 2008 și este înființat de albanezi. Adică albanezii din Kosovo sunt tot albanezi, că nu pot, chiar dacă ei sunt denumiți kosovari. În acest moment în care, din păcate, gânditorii din zona politică sunt împărțiți ba prea pe stânga, ba prea pe dreapta, vin unii și spun, dom'le, este o rușine că România, alături de alte puține state, nu a recunoscut Kosovo. Cum vedeți lucrurile? În ceea ce privește Kosovo, eu cred că România are o decizie rațională. De ce spun acest lucru? Da, într-adevăr, unii o să zică, demografia în Kosovo s-a schimbat, sunt mai mulți albanezi. Dar istoric vorbind și locurile respective sunt inima statului sârb. Statul sârb acolo s-a înființat, din Kosovo, că nu avea patriarhia la Peci în Kosovo dacă nu, nu? E cum ar fi la noi Curtea de Argeș. Dacă aceste rațiuni mai sunt de luat în calcul și mai contează argumentele acestea, ar trebui să ținem cont de ele. În privința Kosovo se pare că nu. S-a înființat acest stat. Sunt 6 state din Uniunea Europeană care nu recunosc Kosovo. De partea cealaltă, dacă vreți, Kosovo a fost primit în competițiile sportive, nu? Chiar am jucat la handbal cu naționala, acum naționala noastră se duce la Kosovo să joace fotbal. Am auzit și voci care spun că una e politica, alta e sportul. Dar dacă vreți să fiu cărcotaș, o să întreb atunci de ce sportivii ruși sunt scoși din competiții, că una e politica, alta e sportul. Adică se judecă cu două unități de măsură. Din punctul meu de vedere este blestemul Serbiei, dacă vreți, pentru că Serbia este, și mi-aduc aminte aici o declarație a Angelei Merkel, în care spunea drumul Serbiei către Bruxelles trece prin Kosovo. Mie mi se pare un șantaj în ceea ce privește acest lucru, pentru că drama Serbiei și apropierea aceasta, închipuiți-vă că în Serbia sunt familii care au pierit în războiul respectiv. Ori oamenilor acestora care au pierderi din familie pentru Kosovo, să recunoască Kosovo ca fiind al Albaniei, ca să poată să intre în Uniunea Europeană, este destul de complicat. Spuneți dacă greșesc, domnule profesor, dar după părerea mea, singurul câștigător din toată această situație ultra complicată este Putin și politica prorusească alături de Putin, pentru că nu dau sârbilor acea mentalitate de cetate asediată și aproape îi împing în brațele rușilor, deși în istorie n-am putea spune că Rusia a ajutat real foarte mult Serbia. E imensă propaganda acolo. Acum, dacă vreți, vă pot întreba pe cine a ajutat real Rusia în istorie. Corect, corect, adică, corect. Plus că noi trebuie ca istorii sau ca specialiști în relațiile internaționale să vedem domeniul acesta foarte pragmatic. Nimeni nu ajută pe nimeni în principal, ci toate statele au interese. Când îi aud pe ceilalți că spun că trebuie să îi ajutăm sau facem, nu, e ceva la mijloc. De fiecare dată în relațiile internaționale, orice stat are interese și nu merge pe ideea de a ajuta pe cineva. Cu cât sunt mai transparente aceste interese, cu atât lucrurile se pot rezolva mai aproape de ceea ce ar însemna o idee onestă, mă rog, cât poate fi de onestă, nu? Cu siguranță, iar ceea ce s-a întâmplat după dezintegrarea Iugoslaviei, avem Bosnia-Herțegovina, un stat care este condus prin rotație. Vedeți această rotativă care se vorbește la noi, acolo din 8 în 8 luni. Închipuiți-vă că odată este condusă de un croat, odată de un sârb și odată de un bosniac. E un fel de, mă rog, adică nu este o direcție consolidată și stabilă. Avem Kosovo pe partea cealaltă, în partea de nord sunt sârbi. Aceste lucruri care încă nu sunt foarte bine verificate. Pe partea cealaltă avem zona aceasta balcanică. Avem pe croați care au intrat și în Schengen, au intrat și în Uniunea Europeană, au obținut și anularea vizelor pentru Statele Unite. Avem Albania care este NATO și Muntenegru.
avem Macedonia care e nou înființată, avem problemele cu Grecia. Dacă s-ar dori, ar trebui gândită o politică de coeziune și Balcanii integrați cu totul. Dacă vrem să facem aceste, să zic, răzbunări ale istoriei, atunci vom fărâmița această zonă, nu va fi niciodată o vorba de o unitate. Pentru că drama Balcanilor, dacă vreți, nu? Avem Serbia mare pe de-o parte, Ungaria mare pe de-o parte, Albania mare pe de-o parte, Grecia mare pe de-o parte, iar geografia... Bulgaria mare iar se vrea pe de altă parte, sigur, iar corect. Iar geografia este așa cum este, adică nu poate să fie toate aceste state mari pentru că n-au locul efectiv. Și atunci, în loc să mergi pe o idee de coerență și de stabilitate, au apărut aceste focare, au apărut aceste certuri între creștini, catolici, musulmani, aceste fitile pe care, mă rog, nu mai contează acum cine le-a pus, ideea este că au dus la foarte multe situații neplăcute, foarte multe drame și așa mai departe. România ar putea să aibă un rol aici și vreau să subliniez acest lucru. România este statul care nu are probleme nici cu croații, nici cu sârbii, nici cu musulmani, nici cu catolici în zona respectivă. Și dacă ar avea o politică deșteaptă în privința Balcanilor, ar putea să obțină foarte multe lucruri, dar din păcate parcă pentru România Balcanii nu prea există. Câteva cuvinte în finalul acestei discuții, domnule profesor, despre primii pași în formarea noului guvern acolo la Ankara de către Erdogan. Guvernul s-a făcut la sfârșitul săptămânii trecute, deja acum astăzi are loc prima ședință a noului guvern. Sunt lucruri interesante, Erdogan a schimbat cam tot guvernul. L-a luat pe șeful serviciilor secrete și l-a pus ministru de externe. Eu cred că guvernul Erdogan, pe lângă toate celelalte, că toate sunt importante, toate ministerele, a avut două ministere foarte importante pe care s-a bazat, internele și externele. L-a avut pe Süleyman Soylu, ministru de interne, care practic i-a oferit o garanție în ceea ce privește stabilitatea, din punctul acesta de vedere, în intern. Și o politică echilibrată a lui Mevlut Cavusoglu. Uitați-vă la rolul de mediator între Rusia și Ucraina, relațiile cu Statele Unite, care, de exemplu, urmăream acum o lună o vizită a lui Antony Blinken la Ankara, în care pe un ton ferm și diplomat i-a reproșat atât de multe secretarului de stat american că nu l-am văzut așa pus într-un colț parcă de mult. Acum a vii și schimb și internele, schimb și externele, îți pui purtătorul de cuvânt șeful serviciilor secrete, de partea cealaltă Hakan Fidan, care are și acest merit pentru Erdogan în sensul că a răpit profesori de-a lui Gülen de prin întreaga lume și a dus la Ankara. Cel care era șeful serviciilor. Șeful serviciilor, a colaborat cu Ministerul de Externe și a luat pe acești oameni. Acum nu știu cât de bine o să dea în Europa faptul că aceste operațiuni s-au făcut pe teritoriul anumitor state, e drept, nu Uniunea Europeană. Dar metoda pe care a folosit-o nu știu cât îi va fi de folos. Și în Republica Moldova s-a întâmplat asta pe vremea lui Dodon, nu? Da, cu 6 profesori turci care au fost răpiți, practic, au fost luați din pat, puși în avion și trimiși la Istanbul. Dincolo de acest lucru, una dintre cele mai mari probleme ale Turciei și cred eu că este pariul lui Erdogan cu viitorul apropiat este economia. Și atunci l-a adus pe fostul viceprim-ministru și ministru de finanțe Mehmet Şimşek să se ocupe de economie. Prima declarație a ministrului de finanțe a fost, e timpul să luăm măsuri raționale, nu mai e timp de pierdut. Acest lucru, dacă vreți, când spui la Ankara acest lucru, toată lumea se gândește, adică bun, analiștii au spus Erdogan până acum înseamnă că a luat măsuri raționale. Va schimba și guvernatorul. Deci, dacă Erdogan îl va lăsa pe ministru care are legături puternice cu cercurile de finanțe din Anglia și din Statele Unite să-și facă treaba, atunci putem vorbi de o ameliorare a situației economice. Doar că criticii ministrului de finanțe au spus că are cetățenie britanică, că este omul englezilor, că mai ales când va veni cu măsuri de creșterea taxelor, de reducerea cheltuielilor și așa mai departe, care vin cumva împotriva declarațiilor din campania electorală a lui Erdogan că va mări salariile și pensiile, va crea o oarecare instabilitate. Dar vreau să aștept că e prima ședință, vedem ce se va întâmpla, ce măsuri vor lua cei din nou cabinet și care va fi cumva rolul de mediator în coordonarea lor a lui Recep Tayyip Erdogan. Cum vede acum Rusia nou guvern? Nu prea este pe placul rușilor acest nou guvern care îl văd cumva pro-englez, pro-american. Dincolo de aceasta, Turcia și cu Rusia în schimbul, au peste 100 de miliarde de dolari schimburi economice, ceea ce au mai multe schimburi economice cu Rusia decât cu Statele Unite. Important este pașii care vor urma. Citeam, de exemplu, un articol că în cadrul Consiliului de Administrație a celei centrale termonucleare de la Cuiu, făcută de ruși,
Toți din Consiliul de Administrație sunt ruși, nu este niciun turc. Ceea ce arată cumva că rușii au planuri cu Turcia și investițiile rusești în Turcia sunt semnificative. Erdoğan de fiecare dată a fost ambivalent. Probabil acum totuși e frumos cu Rusia, e frumos în sud, e frumos cu zona arabă, dar toți știm banii în zona occidentală. Chiar și arabii, chiar și rușii, chiar toată lumea. Și atunci, probabil, schimbarea aceasta în domeniul economic pentru Erdoğan și punerea unui ministru credibil poate îl va ajuta cumva în stoparea creșterii lirei în raport cu dolarul. Dar rămâne de văzut cum vor începe și care vor fi strategiile pe care cei de la Ankara le vor implementa pentru a stopa această inflație. Dacă vor reuși acest lucru, probabil lucrurile se vor calma. Dacă nu vor reuși, atunci va fi o presiune foarte mare pe guvernul de la Ankara. Domnule profesor, mulțumim foarte mult, lucruri extrem de interesante, rar rostite la noi. Ne ajutați evident să decantăm ceea ce apare în presă doar ca titlu și să înțelegem adevăratul sens al lucrurilor. Mulțumim tare mult și ținem aproape. Și eu vă mulțumesc foarte mult, seară plăcută! Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Actualități.